Bună ziua tuturor! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și permiteți-mi să vă urez bun venit la cel de-al 25-lea webinar împreună online. În curând, în aprilie, vom sărbători un an de când derulăm aceste webinarii, dar recent, săptămâna trecută, am avut o sărbătoare care poate să fie, să zicem, ceva mai nefastă, un an de educație în pandemie. Cu această trecere a acestui prag, pe care nu este doar un prag moral și fizic, ci este și un prag de cunoaștere și de descoperire de modalitate de predare și de învățare online, ne-am propus să avem o serie de webinarii pe care le-am denumit așa general un an de educație în pandemie. Și mai întâi vom începe cu experiența universităților. Vom lua, bineînțeles, Universitatea Politehnică din Timișoara la început. În fiecare webinar vom avea o serie de facultăți care, și profesori care predau într-un mod foarte integrativ și foarte general valabil pentru metodele de predare online, care reprezintă foarte multă interactivitate, comunicare, metode de predare asincronă sau sincronă, și pe care pe rând i-am invitat să prezinte câte ceva din experiența lor, din experiența de cum au avut materialele educaționale puse la dispoziția studenților, cum au comunicat cu studenții, ce tipuri de activități și de proiecte au desfășurat cu studenții și, bineînțeles, cum au făcut evaluarea la disciplinele de care răspund sau, în anumite cazuri, poate chiar și a colegilor lor. Pentru început, în această sesiune, care v-am zis va dura cel puțin 3 sau 4 săptămâni, vor fi diferite cadre didactice de la facultățile din Universitatea Politehnică din Timișoara, care vor face prezentări, urmând ca după aceea să avem și studenți de la facultățile din Universitatea Politehnică din Timișoara și sperăm și colegi de la alte universități din România și colegi din învățământul preuniversitar, din învățământul liceal și școlar, încât astfel o serie de vreo 6-7 webinarii să se refere la efectiv experiența practică a colegilor noștri. Pentru început, mă bucur să avem alături de noi 4 invitați, toți 4 venind din Universitatea Politehnică din Timișoara, așa să încep cu primul, cu domnul profesor dr. Inginer Dan Lascu, decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Voi continua după aceea cu domnul conferențiar dr. Inginer Ciprian Bogdan Chirilă, care este prodecan la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Bună ziua, mulțumesc! Voi continua după aceea cu șef de lucrări dr. Inginer Oana Chirilă, care este tot de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Bună ziua! Și voi încheia seria acestor 4 foarte cunoscuți profesori din Politehnică cu domnul profesor dr. Inginer Mircea Vodă de la Facultatea de Mecanică. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația! Salutări tuturor participanților! Veți vedea, deci, că avem o paletă foarte vastă de la cadre didactice care predau clar electronică, este colegul profesorul Lascu, de la cadre didactice care predau în zona de automatică și de calculatoare și la cadre didactice care predau la mecanică și anume o disciplină care este puternică, tehnică și descriptivă, ca să zicem așa. Și vom vedea fiecare dintre experiențe ce ne aduc ca și informații și ca exemple noi. Vom începe pentru prima dată cu domnul profesor dr. Inginer Dan Lascu de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, care la început va face o scurtă prezentare, urmând să-i adresez poate o întrebare sau două și așa vom face cu fiecare, iar la sfârșit vreau să putem să avem o mică dezbatere privind care vor fi tendințele spre viitor și ce își propun să schimbe sau să facă diferit în acest al doilea semestru. Domnule profesor Lascu, vă rog. Săptămâna, mulțumesc frumos pentru invitație. Săptămâna doamnelor, bună seara domnilor. Aș vrea să spun de la bun început că m-am simțit cumva privilegiat și nu cred că este un merit al meu. Sunt convins că foarte mulți dintre colegii noștri, și în special cei tineri, sunt mult mai inventivi decât mine și cu siguranță, și asta știu, cel puțin din facultatea noastră, că au metode extrem de inovative și
deosebită de predare, așa că mă consider un privilegiat că am posibilitatea să vă prezint. Ceea ce facem la o disciplină, așa cum a spus și doamna profesor Andone, de electronică, deci, să zicem așa, orientată mai mult pe hardware, în condițiile acestea online. De asemenea, ceea ce prezint, aș vrea să înțelegeți că nu este meritul meu și eu am discutat la rândul cu alți profesori din străinătate, din România și ca atare am furat cu ghilimele de rigoare de la fiecare câte ceva. Prin urmare, autenticitatea nu este nici pe departe atuul acestei prezentări. Bun. Mai puțin o să încerc să fac share screen și să încercăm să pornim. Deci, disciplinele pe care le predau sunt, cum spuneam, Power Electronics, în engleză, electronică de putere și ca atare sunt discipline cu pronunțat caracter hardware. Aș vrea să-mi confirmați dacă se vede partea de prezentare. Da, merge, Dan, foarte bine. Da, mulțumesc frumos. Cum să încep? Prima dată, sigur, orice profesor se întreabă cum ar fi bine să predea în aceste condiții. Și întotdeauna mi-a plăcut să mă uit la cei mai buni, mai buni ca mine, și să încerc să învăț de la ei. Așa că am să prezint trei situații care m-au inspirat. Prima este cea a profesorului David Perrow de la Massachusetts Institute of Technology și am rămas extrem de surprins să văd că profesorul Perrow predă pe hârtie. Deci ceea ce vedeți aici sunt notițele pe care le folosește în timpul cursului cu studenții. Al doilea profesor este profesorul Robert Erickson, o somitate în domeniu, de la University of Colorado Boulder, care am văzut că procedează la fel. Și nu în ultimul rând, m-am consultat cu studenții. Și studenții au spus că preferă și ei să predăm cam ca pe tablă, să imităm modul de lucru pe tablă. Adică dacă am putea să scriem, să le prezentăm ceea ce scriem, ei să scrie împreună cu noi, așa mai departe. Prin urmare, am adoptat acest stil. Și văd că până acum studenții nu au reclamat că doresc altfel. Sigur, probabil că este și o tendința lor să creadă că în felul acesta lucrurile se vor preda un ritm mai mic, mai lent și că informația va fi mai puțină. Ei bine, da, așa este. Există și o patra părere a profesorului Peter Van Dysen de la TU Delft, care mi-a întrecut așteptările. El spune în felul următor: da, sigur, predăm pe hârtie, toată lumea facem așa, dar trebuie să stai în picioare și trebuie să te miști în fața camerei, să captezi atenția studentului, să te vadă că te miști, să nu stai numai să scrii. Recunosc că acest lucru nu l-am reușit, Peter reușește, aici e o fotografie în care arată cum predă. Bun, asta ar fi partea, să zicem, de esență a lucrurilor. Acum, cursurile sunt acompaniate și de fișiere, din acestea, pentru fiecare capitol destinate, deci fișiere PDF care conțin informațiile de bază, sunt slide-uri cu scheme, principale relații și așa mai departe, încât este, să zicem, o mixtură între predarea pe hârtie și informația în fișiere PDF, pe care studenții, sigur, le pot consulta ca să-și fixeze anumite noțiuni care sunt desenate mai clar, mai bine și, sigur, mai ușor de asimilat. Legat de înregistrări, pentru că suntem obligați să facem aceste înregistrări, recunosc că aici am avut și eu niște rețineri la început și am fost reticent în a le furniza înregistrările. Tot profesorul Van Dysen mi-a zis foarte clar: mai atâta timp când nu se întâmplă nimica cu tine și șlițul este închis la pantaloni, dă-le înregistrările, pentru că n-au absolut nicio problemă ca să nu ți se întâmple absolut nimica. Recunosc că m-a convins și toate înregistrările există pe OneDrive, accesibile studenților. Mai mult decât atât, există aceste cursuri în format PDF, sunt paginile pe care eu le-am scris, le-am scanat și le-am asociat înregistrărilor. Deci ca și material de curs
în felul acesta mergem. Există apoi materiale suplimentare. Există, am avut norocul că există pe Coursera o serie de materiale exact prezentate de către profesorii, după care m-am inspirat cursul. Unul dintre ei este profesorul Dragan Maximovici. Aici un exemplu de la funcționarea comenzii în curent. Și, de asemenea, ca și materiale suplimentare, există de la Texas Instruments niște prezentări care sunt foarte bine făcute. Berngeck a fost și la noi în România, la Continental. Mulți din Continental îl cunosc, periodic face training-uri și există pe YouTube toate aceste informații. Ele pot accesa direct din campusul virtual. Acum, trebuie să înțelegem un lucru. Studenții noștri sunt și ei de diferite categorii. Adică sunt studenți foarte buni și studenți, să zicem, de pluton. Unii dintre ei, sigur, poate nu o să acceseze aceste materiale, dar există destul de mulți care, într-adevăr, le accesează și am fost plăcut surprins să mă întrebe lucruri de amănunte sau de picanterii pe care nu le bănuiam că le vor sesiza. Tot legat de curs, am făcut așa un fel de competiție, de ofertă. Primesc studenții câteva teme de curs, nu foarte multe în decursul unui an, cam 4-5, să zicem. Aceste teme sunt opționale, nu sunt obligatorii, dar primele 10 soluții corecte, deci primele soluții încărcate ca timp, primele 10 și, bineînțeles, corecte, primesc un bonus în nota finală de la examen. Aici aveți o pagină în care se văd temele de curs. Acum nu au fost chiar 8, eu am pregătit mai multe, dar nu le dau 8 ca să nu-i încarc și, bineînțeles, soluțiile pe care ei le încarcă. E ceva bătaie de cap la sfârșit, pentru că trebuie să le corectăm, trebuie să vedem și ordinea datei, dar treaba funcționează și cu ocazia asta putem să și vedem cam unde se situează elita studenților, cam câți dintre ei încarcă, câți dintre ei sunt interesați. Nu cred că de bonusul acela de 25 de sutimi în nota finală, ci cred că mai mult din considerente de, aici, mândrie, ambiție și așa mai departe. Ca și materiale, ce am putut să utilizăm în această perioadă? A fost o mare șansă pentru noi că universitatea a obținut licență de MATLAB și am scăpat de eterna problemă că studenții nu aveau programuri. Noi folosim MATLAB-ul în principal pentru calcul simbolic. Sistemele sunt neliniare, ecuațiile sunt relativ complicate și programul folosim ca să, analizăm diferitele structuri de convertoare în comutație. Am încercat, mai ales pe partea de semnal mic, unde relațiile sunt mai complicate, să le simplificăm lucrul pe cât se poate. Și asta e chiar un exemplu dintr-un curs din această săptămână. Aș vrea să spun că exemplele de la curs merg întotdeauna împreună cu aceste programe. Deci încerc pe cât posibil nu să fac o parte teoretică, imediat să fac un exemplu practic, nu neapărat numeric, dar măcar o analiză de exemplu pentru structura respectivă și studenții au posibilitatea să vadă în timpul cursului cum se utilizează programul. A doilea program pe care îl folosim este un program dedicat pentru electronica de putere. Cei de la TU Delft îl folosesc și au fost foarte generoși, ne-au oferit o licență pe care studenții o iau pe internet. Pe campus sunt instrucțiunile de instalare a programului și faptul că această licență, prin simplă conectare la internet, transformă programul într-unul cu full facilities, deci versiune full. Circuitele sunt destul de simple, nu sunt foarte complicate, dar și pe ele le folosim în timpul cursului, tocmai ca să nu rămână totul la nivel hârtie. Ce intenționăm să facem? Vrem să introducem LTSpice-ul ca să facem analizele de semnal mic. LTSpice-ul are facilitatea aceasta de linearizare. Noi am fi vrut Plex. Plex nu există free, dar o să ne axăm acest LTSpice. Intenția a fost de anul trecut, însă, în vâltoarea evenimentelor din pandemie, până la urmă am renunțat la el. Sperăm că anul acesta să reușim. Legat de activitățile aplicative. Poate că o să contrariez. Eu mi-am ținut laboratoarele în mare parte la timpul maxim
Am încercat să am un ritm extrem de lent și nu le-am dat teme pe considerentul acesta, dar au fost și laboratoare mai scurte, de 60 de minute, care au avut teme de data aceasta obligatorii, nu ca temele de curs, dar de dificultate mai redusă. Aici se vede cum, mă rog, temele sunt diferențiate pe grupe, pe subgrupe, de fapt. Cele cu care fac eu, bineînțeles și colegii mei fac același lucru și ei trebuie să încarce aceste assignment-uri în niște termene bine specificate. Termenele sunt cam de la o săptămână la cealaltă, tocmai ca să consolideze cunoștințele făcute în ședința de laborator respectiv. Se pune problema, din punct de vedere practic, cum putem să le arătăm studenților comportamentul real. Noi, sigur, prin simulare reușim câte ceva, dar totuși ne apropiem mai mult de situația ideală decât de cea din realitate. Am avut tendința, mă rog, intenția, primul impuls a fost să le țin eu ora de laborator, undeva în laborator, și să le prezint formele de undă. N-a mers și, mă rog, ăsta este fenomenul MOSI, zicem noi. Adică studentul stă pasiv, se uită ca la un film și nu știu cât recepționează. Există însă niște seminarii pe care Ray Ridley de la Ridley Engineering le ține și în care se pot vedea foarte bine comportamentele reale ale circuitului. Mai mult decât atât, noi avem de la Ridley Engineering un analizor, un frequency response analyzer în laborator, iar aici se poate utiliza, se poate vedea cum se utilizează. Deci, aici există aceste webinare, un set de vreo 11 webinare pe tematici foarte, foarte înguste, bine țintite, făcute de către el. Deci studenții au posibilitatea să vadă ce se întâmplă și în cazul real. Legat de activitățile de proiect, pentru că disciplinele au și proiect, pentru proiect noi împărțim studenții în echipe de 2, maxim 3 studenți, și dăm cam 16 teme distincte de proiect. Distincte însemnând, cum să zic, din datură diferită, deci nu schimbăm datele numerice numai. Deci, cu alte cuvinte, calitativ diferite. Este o, să spunem, o abordare care ne-a arătat că se pot obține rezultate bune din punct de vedere al participării și al discuțiilor care există între echipe, nu prea există posibilitatea de comunicare și chiar dacă există, chiar nu mă tem de treaba aceasta, să zicem că dintr-o 100 de studenți cât avem noi, 7 sau 8 în urmă se nimeresc să aibă aceeași temă, eu zic că e foarte bine că discută între ei. Deci teama asta de, și de copiat și de discutat împreună nu mă deranjează. Dacă învață de la un student sau învață de la noi, pentru mine este la același lucru și e foarte bine. Acum monitorizăm această activitate de proiect, ne redăm specificațiile, cum spuneam, și pentru fiecare etapă, deci se lucrează etapizat, proiectul acesta are cam 15 puncte de atins, pentru fiecare există un deadline și studenții sunt, mă rog, ei încarcă aceste teme, dar pe lângă faptul că încarcă, în următoarea ședință de proiect, discutăm cu fiecare echipă în parte, vedem în ce stadiu sunt, așteptăm întrebările lor, îi deblocăm dacă sunt anumite probleme, și nu lăsăm nici să treacă nerezolvate, să zicem, dificultățile pe care ei le întâmpină. Adică cumva le oferim sprijinul. Deci așa apreciem foarte mult intenția și bunăvoința de a încerca să se achite de obligațiile de proiect. Legat de examen, examenul are două componente. O componentă de quiz. În primul rând aș vrea să spun că este un examen open book. Deci și în partea de quiz și în partea de probleme, ca a doua componentă sunt problemele, se lucrează open book și am încercat pe cât posibil ca în partea de examen să îi punem să utilizeze și programele pe care le-au folosit la laborator, pe care noi le-am prezentat și la curs, în așa fel încât să facă și un fel de, hai să zicem, mini-proiectare asistată, adică să se folosească de aceste programe și sunt foarte utile și pentru a se verifica. Deci quizurile despre care sunt în număr de 11 întrebări în 50 de minute, de fapt sunt mici probleme care acoperă tematica întregului curs. Ele nu se rezolvă foarte dificil, dar sigur,
Dacă vrei să te încadrezi în timp, trebuie să poți să utilizezi și uneltele software pe care le-am folosit în timpul anului. În partea de probleme, sigur, două sau trei probleme pe care le primesc. Am folosit și foarte util a fost acest random assignment care ne-a arătat că cu 7 variante la 100 de studenți lucrurile sunt foarte, foarte în regulă, nu prea există comunicare între ei, fiecare lucrează individual. Și bineînțeles, ei își scanează soluțiile, le încarcă și ni le trimit nouă. E ceva mai mult la corectură, la număr mare de studenți, dar eu cred că notele, până la urmă, reflectă valoarea fiecăruia. Am spus că studenții sunt de mai multe categorii. Vreau să spun că am avut și niște motive de satisfacție în această perioadă. Studenții de vârf chiar m-au impresionat. Am avut bucuria să înscriem două studente, culmea, două fete, în anul 3 la cursurile profesorului Ciuc. Ciuc a inițiat o serie de masterclass-uri online și oferta a fost dacă doresc să participe, noi le-am achitat taxa de participare, ele au participat la aceste cursuri, ceea ce înseamnă că dacă 2-3 studenți dintr-un an se îndrăgostesc, să spunem, de o astfel de disciplină, este un mare motiv de bucurie pentru noi. Așa că una dintre ele, Bianca Lazăr, care este una dintre studențele foarte bune din anul 4, actualmente a absolvit acest curs care este pe tematică de Power Electronics. Sigur, așa cum spunea și la profesoară Andone, ce urmează? La vremea respectivă, în martie 2020, nimeni nu a anticipat că lucrurile se vor prelungi atât de mult. Eu mă simt unul descoperit pe partea de laborator. A fost un program Leonardo da Vinci în care împreună cu niște universități am inițiat o serie de remote labs. Din păcate, acele remote labs de la alte universități nu mai există și probabil că primul pas acesta va fi să încercăm să facem niște remote labs, dar sigur, nu la modul pasiv, ci studentul să vină printr-un sistem de booking, să se conecteze și să-și efectueze singur lucrarea de laborator. Sistemul a funcționat foarte bine la învățământul la distanță, poate fi extins, este un efort, într-adevăr, să-ți construiești laboratoarele la distanță, mă rog, necesită mai mult lucru. Dar, sigur, trăgând linie, dincolo de vicisitudinile acestor vremuri care sigur, ne afectează pe toți. Cred că, până la urmă, cel mai bine ar fi să căutăm motive de satisfacție și de bucurie chiar și acolo unde credem că nu există. Pentru că studenții, până la urmă, dacă sunt catalizați cum trebuie, știu să ni le ofere. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Mulțumim mult de tot, domnule profesor Lascu, pentru prezentare și pentru informațiile furnizate, foarte interesante. Pot să zic că pentru mine a fost chiar surprinzător. Știam că au fost niște studente care s-au înscris la masterclass, dar chiar nu mă așteptam să le și finalizeze, fiindcă volumul de muncă a fost destul de mare, din câte știu eu, ceea ce e foarte bine și chiar bucurător într-un fel. Cursurile au durat 2 săptămâni. Orele erau de la ora 5 după masă până la 11 noaptea. Deci noi intram în școală, așa, mai clandestin, mai nu știu cum și stăteam, dar 2 săptămâni au venit zi de zi. Deci a fost chiar într-adevăr impresionant și bucurător. Într-adevăr. Am o singură întrebare. Ați spus că aveți proiecte diverse cu studenții și că fiecare pe grupe de studenți realizează aceste proiecte. Bineînțeles că finalizarea proiectului este predarea proiectului, probabil susținerea lor, că am văzut că aveți și planificări pentru susținere și cu notă. Ce altceva faceți ca să puteți să evaluați aceste proiecte, dacă faceți, bineînțeles? Da, e o lipsa mea, într-adevăr, n-am precizat. M-am pot să spun mai în amănunt cum merge evaluarea. Deci noi evaluăm studenții săptămânal la proiect, deci jumătate din intervalul de timp ne uităm ce au lucrat, ne povestesc, evaluăm, jumătate le răspundem la întrebări ca să-i putem debloca să meargă mai departe. În ultima ședință este afectată prezentării proiectului, ei trebuie să facă o prezentare PowerPoint,
să vorbească toți, adică toți, cei doi din echipă sau maxim trei, câți am spus că sunt. Noi evaluăm proiectul în ansamblu și le dăm o notă pe întreg proiectul. Să zicem că proiectul e de 8-50 și studenții sunt 2. Deci spunem, aveți 17 puncte pe proiect, dar voi știți cum ați lucrat între voi, împărțiți-vă aceste puncte între voi, cum credeți voi. Și ajung de obicei să fie destul de cinstit și să recunoască cel care lucra mai mult și care mai puțin. Acum nu, ascund că a fost și o situație în care am dat 18 puncte și erau 3 la un proiect și o domnișoară a zis, eu vreau 10, ei restul. Deci cam așa, dar acolo era un caz atipic. Da, da, deci... Da, probabil că a considerat că a lucrat mai mult. Da, este o metodă, într-adevăr, care combină, să zicem așa, ceea ce se numește peer evaluation, deci evaluarea de către colegi și evaluarea de către cadru didactic. Mulțumim și, mult de... Da. Iertați-mă, vreau să spun că prezentarea e făcută în fața grupei tocmai ca și ceilalți să pună întrebări. Dacă au întrebări, nu sunt foarte multe, recunosc, dar... Se mai întâmplă câte unul care, într-adevăr, a fost pasionat să mai zică, da, dar acolo dacă faci așa, poate e mai bine. Deci, cumva să punem și în situația de a face aceste prezentări, pentru că în viitor la companii vor trebui să facă prezinte continuu și foarte mult. Într-adevăr. Mulțumesc foarte mult. Vom mai reveni cu comentarii și cu întrebări după aceea. Mă bucur acum să mergem la Facultatea de Automatică și Calculatoare și am să invit pe doamna șef de lucrări, doctor inginer Oana Chirilă, care, pe lângă faptul că predă disciplină la Automatică și Calculatoare, răspunde și de activitatea campusului virtual pentru departament, de fapt, al acestei facultăți, uneori chiar pentru toată facultatea, fapt pentru care eu îi mulțumesc personal și numele celului foarte mult pentru această activitate și pot să zic că este un exemplu pentru noi, dintre toți adminii CV, cum zicem noi, de cum își desfășoară această activitate. Oana, te rog! Mulțumesc frumos! Trebuie să mulțumesc și eu la Andrei, că fără el nu făceam treabă. O să pune și eu prezentarea. Sper că se vede. Dacă intri și în slideshow, perfect, mulțumim. Experiența mea cu cursurile online a început în anul 2013, când am început să predau cursul de programare Java la IDE, care am rămas și în ziua de astăzi. Practic atunci a fost prima mea interacțiune cu campusul virtual, cu modul de a face prezența în campusul virtual, datul de teme și corectarea temelor pe campusul virtual, notele pe care le dădeam și atunci ca să vadă fiecare student în parte, nu erau puse public, anunțul și așa mai departe. Din anul 2017 am început și la ZI, împreună cu domnul profesor Lăcrămioara Stoicu Tivadar și domnul Vasile Stoicu Tivadar, să introducem examinarea la anumite materii de programare, mai exact testul Grilă, care era practic prima probă de la materiile de programare, să le introducem tot pe campusul virtual, tocmai ca să ne ușurăm nouă munca. Nu mai aveam nevoie să scoatem sute de hârtii în care să fie subiectele. Campusul calcula automat notele, nu mai era problemă că se greșeau notele sau nu se făceau bine calculele. S-a ușurat foarte mult munca noastră. Din anul 2020 am început să țin tot online și materiile la care sunt eu titular. În semestrul întâi am avut două materii, medii și tehnologii de programare, care este pentru anul 3 informatică și este o materie de programare și o materie care este un fel de programare cu informatică medicală, fundamente de sisteme biologice și informatică medicală la anul întâi Master SIS. În general, lucrurile s-au desfășurat cam în același mod la ambele materii, poate puțin mai altfel la materia de la master, având în vedere că sunt la master sunt totuși puțin mai altfel. Am încercat cu ei să
fac mai mult partea de cercetare, să începem să discutăm partea de articole, să fie ceva mai la un alt nivel. La celălalt, la partea de an 3 la informatică, la medii și tehnologii de programare, am avut sesiunile Zoom, am avut materialele de curs pe campusul virtual, temele și examenul care a fost test grila. La partea de sesiuni Zoom, în fiecare curs și laborator era aproximativ o oră, în care am încercat să le creez mini-aplicații, atât în timpul cursului cât și al laboratorului, să le fac pas cu pas, pentru a înțelege mult mai bine fiecare etapă a dezvoltării lor. Am încercat să le exemplific și să le explic codul sursă și, de asemenea, încercam să le dau fel de fel de exemple din aplicațiile pe care le pot dezvolta ei ulterior, care să le folosească și în proiectele pe care o să le aibă la firme și, de asemenea, pentru lucrarea de licență, care pentru ei chiar anul ăsta o vor da. Toate înregistrările pe care le-am făcut, atât la curs cât și la laborator, le-am pus la dispoziția studenților. De asemenea, am avut cursurile în format PDF, laboratoarele, de asemenea, în format PDF. Și aici am pus câteva exemple cam cum au fost structurate cursurile. După cum se poate vedea, a fost partea aceea de cod sursă, explicarea codului sursă și rezultatul la rulare și cam același lucru a fost și la partea de laborator. Am încercat să merg cât mai mult pe exemple ca să fie cât mai ușor de înțeles, având în vedere că ei nu lucrau așa de mult ca și atunci când veneau la laborator și se făceau cu mâna lor și puteam să-i supraveghez. Ca să pot să vin în ajutorul lor, am încercat să le dau eu cât mai multe exemple ca să înțeleagă. Pentru partea de teme, am încercat în fiecare laborator să le dau câte o mini-aplicație care să se lege de ceea ce făceam eu la laborator. Practic să fie ceva care să folosească codul sursă sau să fie ceva asemănător, dar la care să aducă și ei anumite lucruri în plus. Nu le-am spus nimic, ca în momentul în care verificam temele, în fiecare laborator verificam temele pe care studenții le încărcau și alegeam care erau cele mai interesante teme, care aveau originalitate, în care vedeam că au încercat și ei să aducă ceva în plus. În următorul laborator îi puneam să prezinte, tocmai în ideea în care să văd că ei au fost cei care au lucrat, le puneam câteva întrebări și îi notam. Iar la sfârșitul laboratoarelor, cei care au acumulat minim două prezentări, minim două note, au avut laboratorul recunoscut și astfel mi-am ușurat și eu munca după aceea ca să nu mai trebuiască să-i evaluez și pe ei la final cu celelalți colegi. La partea de examen, am creat mai multe categorii de întrebări în banca de întrebări a campusului virtual și a fost un test grilă. Am făcut o întrebare pe pagină. În momentul în care ei intrau în chestionar, aveau o întrebare pe pagină, iar în momentul în care au terminat de răspuns la întrebarea respectivă, ei nu mai puteau să întoarcă înapoi să mai își revizuiască răspunsul, tocmai pentru a nu exista discuții între studenți și să poată să copieze unul de la altul. Întrebările au fost destul de mult de puse, erau alese aleator din banca de întrebări, dar se puteau să fie unele întrebări care să zic să semene și atunci să fie cât de cât pentru fiecare care participa la examen lucrurile să fie la fel de egale, să zic așa. Cam asta a fost media notelor pe care au luat-o în prezentarea întâi și prezentarea a doua. Trebuie să recunosc că partea de probleme pe care au primit-o, probleme în sensul că erau niște linii de cod la care ei trebuia să spună cam care ar fi rezultatul, când să aleagă care este rezultatul în momentul în care rulează codul respectiv. A fost puțin mai greu în sensul că trebuia să fie o idee mai atenți
și să știe ce s-a făcut în curs și atunci, luând calcul această mică dificultate, după ce am terminat examenul, notele le-am mărit cu un punct sau cu două puncte în funcție de situație, tocmai pentru a ajunge la un minim de 2-3 note maxime. O altă provocare care a fost pentru mine în acest an, având în vedere că sunt și secretar de comisie la examenele de disertație și de licență, provocarea a fost înscrierea la acest examen de licență, respectiv disertație. Înainte, când aveam varianta on-site, se stabilea un orar de înscriere, într-o săptămână, între anumite ore. Studenții veneau la școală, completau niște fișe de înscriere în format fizic. De asemenea, aduceau CV și un alt tabel cu datele privind lucrarea lor și tot aceleași date trebuia să le completeze pe calculator pentru fișa de înscriere și pentru tabelele care le foloseam noi ulterior în cadrul comisiei de admitere sub îndrumarea secretarilor de comisie. Ei, toată acești pași pe care îi făceam noi on-site trebuia să îi aduc acum și să ne gândim cum să le facem pe partea online. Am creat un nou curs pentru susținere, pentru licență și pentru disertație. Partea de înscriere s-a efectuat în tot intervalul de zile alocate înscrierii. Am creat un chestionar cu datele privind lucrarea de licență, care practic ei trebuia să le și le completeze, care le foloseam ulterior pentru Excel-urile, în care adăugam noi datele de la secretariat, mediile multianuale, limbile străine și așa mai departe, ce avem nevoie pentru procesele verbale. Și de asemenea și-au încărcat și documentațiile tot pe campusul virtual. Acum, ca să se vadă puțin mai bine cum am gândit acest proces de înscriere, o să fiu chiar pe campusul virtual. În prima fază am separat oareșcum procesele, procesul de înscriere, în care prima dată trebuia să completeze formularul și, de asemenea, trebuia să completeze și în format fizic cererea de la rectorat, să o completeze, să o semneze și să o încarce. Completau formularul pe care eu l-am gândit în felul următor. Aveau de introdus marca, numele și prenumele cu diacritice, titlul lucrării, puteau să selecteze coordonatorii, de asemenea puteau să selecteze mai mulți coordonatori dacă era cazul. În cazul în care nu se regăsea coordonatorul în prima căsuță, puteau să-l completeze ei de mână. Își alegeau mijloacele tehnice pe care le foloseau pentru susținere și de asemenea câteva date personale pe care noi le folosim ulterior în alte cazuri, alte raportări. După ce completau acest chestionar, mai trebuia să încarce cererea care a fost stabilită de rectorat. O încărcau în format PDF, verificam doar să fie semnătura studentului pe ea. De asemenea, au avut toate modelele pentru documentele pe care au avut să le completeze. Am încercat să le pun peste tot informații cam cum trebuie completate și ce înseamnă fiecare lucru care poate nu era foarte clar pentru ei. După ce se termina partea de înscriere, pentru procesul de susținere am avut nevoie de lucrarea ca atare și partea de curriculum vitae. De asemenea, a fost disponibil pentru alte date în care ei încărcau în funcție de comisia la care erau repartizați. Acum, ceea ce vă prezint este chiar sesiunea din februarie și atunci am avut o singură comisie, nu a fost nevoie să împărțim pe comisii, dar în momentul în care am avut sesiunea din februarie, am împărțit pe comisii și practic fiecare comisie avea documentele separate ca să nu fie probleme în momentul în care să
le verifice, să fie cât mai simplu pentru dânsii. Și partea de susținere în care aveau link-ul de conectare și programarea pe ore fiecare student în parte. Cam asta a fost partea de înscriere și de susținere de licențe și disertații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult de tot, Oana! Într-adevăr, foarte interesant și îți mulțumesc că ai mers așa pe cele două paliere, ai mers și puțin spre partea administrativă, să zicem, pe care o faci ca și cadru didactic, fiindcă, așa cum știm cu toții, a fi cadru didactic, fie că într-o universitate sau chiar și în liceu și într-o școală, nu înseamnă doar să predai sau să-ți pregătești materialele sau să evaluezi studenții și să încerci să le construiești competențe și cunoștințe, ci și foarte multă parte administrativă, la care a fost foarte dificil pentru unii dintre noi să reușim să identificăm cea mai bună metodă și cel mai bun mod. Eu vreau să te întreb pe tine altceva. Ai deja și ani de experiență de la IDE, tu personal și colegii tăi foloseați campusul virtual inclusiv pentru studenții de la master și de la licență de cel puțin 5 ani, din câte știu eu. Ai sesizat că pentru acești studenți care au intrat acum complet online, fiindcă atunci era de fapt un model blended learning, că aveau foarte multe informații, uneori dădeau examenul prin campusul virtual și predau proiectele, dar te vedeai zilnic cu ei totuși, sau aproape zilnic cu ei. Care a fost, să zicem, feedback-ul de la studenți? A fost un șoc chiar așa de mare pentru ei? Sunt convinsă că a fost mai ales psihologic, dar ce ți-au spus, ce ți-au comunicat după primul semestru? Cu cei cu care am lucrat eu, având în vedere că am început în semestru 2, când am o materie cu cei de anul 4, care totuși au trecut prin facultate, erau pe ultima 100 de metri, nu au fost foarte șocați sau ce am observat că au încercat la un moment dat. Credeau că totuși ne întoarcem față în față și atunci nu mai erau așa prezenți cu partea aplicativă, ce aveau de făcut la laborator. Nu mai lucrau așa mult ca și la laborator. Asta am avut și acum tendința, nu mai lucrează așa de mult ca și când erau supravegherea mea și atunci a trebuit să compensez eu să lucrez mai mult ca să le arăt, ca să învețe ceva. Dar în rest, să-i motivez, bineînțeles, da. Să facă. Trebuie să recunoaștem că foarte mulți dintre studenți și-au pierdut într-adevăr din motivare, mulți dintre ei suferă, să zicem așa, nu chiar depresii, dar ușoare demotivări de a mai învăța și de a face ceva, fiindcă sunt închiși în casă, mulți nu sunt în Timișoara, cei mai mulți nu sunt în Timișoara și sunt acasă în diferite locații. Am avut studenți, câțiva dintre ei, care nu aveau nici calculator și nici internet acasă ca să poată să facă toate activitățile, să zicem. Deci l-a fost greu, într-adevăr. Mă bucur foarte mult, Oana, și încă o dată mulțumiri pentru activitate și vom reveni și vom discuta. Vreau să mergem la cealaltă persoană care vine de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, domnul conferențiar, dr. inginer Ciprian Bogdan Chirilă. Dau din casă și zic că sunt soț și soție, de să nu vă spui asta, predau lucruri foarte diferite și le fac diferit, deci de aceea nu din motivul că sunt soț și soție am adus aici împreună, ci fiindcă fac lucrurile diferit, fiindcă Oana are un alt stil de predare și o altă modalitate de abordare și Cipri are altul. Cipri lucrează de foarte mulți ani în zona aceasta de blended learning și de tehnologie educaționale. Ne-am mai întâlnit și pe la conferințe și pe la diferite workshop-uri și el a fost totdeauna pasionat un pic mai mult de partea de gamificare, de gamification a învățării. Cipri, te rog! Bun, mulțumesc, Lozena, pentru prezentare. Eu vă voi prezenta astăzi câteva idei de obiecte de învățare autogenerative în mediul online și voi partaja ecranul imediat. Am reușit și prezentarea a pornit. Bun, deci eu sunt cadru didactic, conferențiar la Facultatea de Automatică și Calculatoare în Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației. Acum vă voi prezenta la început o scurtă introducere, pe urmă voi prezenta puțin cam ce înseamnă aceste obiecte de învățare autogenerative, le-am spus eu,
Vom face un studiu de caz la disciplina de compilatoare și la sfârșit vom trage concluziile. Am pornit cumva de la o problemă care, să zicem, se manifestă în pandemie și anume examinările online. S-a dovedit foarte clar că examinările online sunt de obicei supravegheat. Eu am mers pe o strategie folosind una, dar preferabil două camere video. Toată lumea, toți studenții noștri au câte un laptop și toți studenții au câte un telefon mobil, deci am spus că se poate. În situații în care, să zicem, n-au fost disponibile, am acceptat și o cameră, dar majoritatea studenților, să știți că au venit voluntari și au prezentat, s-au prezentat cu două camere. Evident că avem suport, avem campus virtual aici, mulțumim lui Diana pentru treaba aceasta, nu știu cum ne-am fi descurcat altfel fără acest ajutor. Și în interior avem întrebări de tip grilă, putem să avem întrebări aleatoare, să putem să amestecăm întrebările, putem să amestecăm răspunsurile și totuși în timp ce s-a observat că studenții cumva centralizează, pe urmă memorează răspunsurile și la un moment dat s-a necesitat, de exemplu, la discuția de programe calculatoarelor, să se reîmprospăteze această bancă de întrebări pentru că deja cumva studenții le aveau. Nu mai spun că există și alte surse ilegale de informare, poate să existe dispozitive electronice, cărți, notițe, chiar persoane. De asemenea, mai avem și, să zicem, această facilitate că sunt trei prezentări la un examen. Și este de notorietate faptul că la București, la Universitatea de Drept, la Facultatea de Drept, de fapt, s-au întâmplat niște, nu știu, exemple de fraudă care, să zicem, nu sunt de dorit. Și atunci, eu cumva am încercat, să zicem, să folosesc aceste obiecte de învățare autogenerative în mediul online, astfel încât, să zicem, să scad, să zic aceasta, acest potențial de fraudare. Ce este un astfel de obiect de învățare autogenerativ? Păi, acest obiect este nu altceva decât un fel de tipar, un tipar parametrizabil care poate să fie exemplu, poate să fie întrebări, poate să fie probleme, dar acestea trebuie să aibă neapărat un obiectiv educațional bine stabilit în care, să zicem, se pot fundamenta sau se pot folosi una sau mai multe competențe. Acum, aceste obiecte poate să aibă sau să nu aibă tipare de rezolvări pentru evaluare sau pentru învățare. Mai mult, aceste obiecte au parametri. Parametrii se generează prin program. Parametrii se generează pe bază de numere aleatoare. Deci, aceste numere aleatoare cumva vor face ca exemplele, întrebările, problemele să fie diferite. Probabil pot să fie unice pentru fiecare student, pentru fiecare încercare a unui student. Mai departe, cum aș face un astfel de obiect? Asta este o tehnică, să zicem, care m-am inspirat de la Moodle Coordinate Questions, există și în campusul virtual, există în Google Calculated Questions. Deci sunt idei care, să zicem, au fost un fel de bază de pornire. Pornim de la un subiect de examen obișnuit. În acest subiect eu identific variabilitățile, identific efectiv ce fel de parametri, ce s-ar putea schimba la acel subiect, astfel încât să-l fac diferit pentru studenți diferiți. De asemenea, trebuie să determin domeniile variabilor, legile de variație acestora și, evident, trebuie să scriu un generator care este bazat pe funcții matematice, pe algoritmi specifici domeniului și pe numere aleatoare, astfel încât să creez cât mai multă variabilitate. Acum, ce pot fi acești parametri? Acești parametri pot să fie valori scalare, pot să fie întregi, pot să fie real, pot să fie totuși și structuri complexe, arbori, șiruri, liste și care pot să aibă diverse semnificații. Și acestea, după ce le-am generat, după acele legi, le combin cu elementele de șablon static, cu enunțurile propriu-zise, astfel încât să îmi formeze un subiect sau un exemplu sau o întrebare pentru student. Mai departe voi prezenta cum am lucrat pentru disciplina de compiler design. Eu predau compilatoare și una dintre subiectele pe care îl dau, deci am un subiect cu trei subpuncte, subpunctul 1 vi-l voi prezenta aici. Aici se dă studentului o expresie regulată care are trei operatori, are operator de sau, operator steluț, are operator de punct acolo și se cer să se facă diverse transformări. Da? Să se facă transformări dintr-un automat fiind determinist, într-un automat fiind determinist și să optimizeze automatul. Deci astea ar fi, zicem, cerințele pentru un prim subiect. Ei, în acest context, ce fac eu? Pur și simplu mă uit la acest exercițiu și identific că această expresie regulată ar putea să fie schimbată, ar putea să fie variabilă. Și atunci, ce observ? Observ că avem acolo fiecare simbol care apare,
are un nume și acel nume practic ar putea să se schimbe. De asemenea, pot să schimb geometria arbului expresiei. Acea expresie ar putea să fie schimbată, să fac altfel de, să pun altfel operatori în altă ordine. Și atunci, ce mai identific acolo? Identific parametri, identific un număr de simboluri. Văd că am folosit 4-5 simboluri aici, am ABC, ABC, să zicem, chiar 6 simboluri, număr de operatori utilizați, am folosit de 7 ori operatorii și pur și simplu scriu un generator aleator de arbori, astfel încât să conțină aceste simboluri. Mai departe, ce am de făcut este să integrez acest text al enunțului cu reprezentarea arborilor, astfel încât să pot să îi livrez studentului acel subiect. Și observați aici că am găsit, am generat multe, multe expresii regulate care să conțină diverse variabile, x, y, z, a, b, astfel încât rezolvările studenților să nu mai semene între ele, ele vor fi practic diferite, astfel încât studenții nu au cum să copieze unul la celălalt. Dacă combinăm această tehnică, să zicem, și cu timp limitat de lucru și o combinăm și cu imposibilitatea de a merge înapoi, automat studentul cumva este constrâns să rezolve exercițiul, să învețe tiparul respectiv, să învețe abilitățile pentru a rezolva o astfel de problemă și nu să apeleze la surse de informare sau să schimbe informații între ei. În concluzie, ce pot să spun că am realizat? Am realizat o metodă de abstractizare a subiectelor de examen. Acest lucru se poate, să zicem, am din experiențele și articole care le-am publicat, a rezultat că mai mult în zona disciplinelor de STEM, adică disciplinelor tehnice, disciplinelor medicale, să zicem, unde intră partea, să zicem, partea reală. Probabil că va fi mai greu de generat astfel, să aplicați această metodă în zona umanistă. De asemenea, am realizat generatoare de conținut. În limbajul C am făcut câteva, astea merg cel mai repede când am o urgență rapidă, scriu repede în C un pic de cod și generez subiectele și înrulez programul pentru fiecare student. Practic, eu voi avea câte un subiect generat. Așa mai în glumă sau mai în serios, eu mai spun studenților că fiecare are subiect după chipul și asemănarea lui. Și se poate face acest lucru dacă, de exemplu, folosesc chiar numele studentului ca să țină loc de acele variabile aleatoare, astfel încât, să zicem, să generez un subiect pe baza caracterilor ASCII, codului ASCII de la litere și, mă rog, diverse alte formule. Avem, de asemenea, și o variantă mai evoluată, făcută în JavaScript, care se găsește pe o platformă online experimentală, momental, DSL-CSU-PTRO, și cu care, să zicem, mai lucrez și în cadrul laboratorului de structuri de date și algoritmi, în special la învățământul la distanță. Ce am obținut prin această abordare? Odată am obținut subiecte generate individual pentru fiecare student, deci fiecare student are subiectul său. Acestea am observat că sunt greu de centralizat pentru studenți, pentru că ele la fiecare examen rulesc programul, sunt numere aleatoare, se generează cu totul și cu totul alte subiecte, deci n-au cum să le centralizeze pentru că sunt extrem de multe. Rată mai mică la copiere, deci n-am detectat similitudini în lucrări, astfel încât să fie probleme de exmatriculare. Evident că aceste probleme de exmatriculare apar, deci se identifică fraude, apar tot felul de să zicem, de sesizări la decanat. Pentru noi, ca și administrator, că sunt și prodecan în același timp, este dificil cum să gestionăm și atunci cred că soluția este să ne străduim noi cât mai mult și să închidem oportunitățile astfel încât studentul să poată să fraudeze. E evident că odată efortul realizat pentru acele tipare se poate refolosi și când realizăm subiectele, le generăm pur și simplu într-o secundă sau generat și după aceea le încărcăm, nu știu, în format HTML, le încarc eu direct în campusul virtual și le pun acolo, le ascund pentru momentul examenului. Ce apare, să zicem, diferit aici este că răspunsurile pentru fiecare subiect trebuie să îl găsească cadrul didactic. El nu poate să-și ia, să zicem, un fel de model de corectură, ci va trebui să corecteze fiecare lucrare în parte. Deci nu are un șablon, să zicem, care poate să presupună puncte de control ca să meargă mai rapid, ci va trebui să rezolve, practic, fiecare problemă generată, astfel încât să facă corectura cât mai exact pe barem. Și evident că metoda presupune și cunoștințe de programare. Aici, legat de treaba asta, am încercat să o ameliorăm în platforma aceasta DSS, să oferim fel de fel de componente reutilizabile, specifice domeniului și pentru SDA, pentru structuri de date, să avem obiecte cu grafuri, obiecte cu arbori, obiecte
care să ne ajute la sortări, la căutări și, evident, ca și soluția alternativă, s-ar putea folosi formulele Excel. Acum, ca și pot să vă și fac o mică demonstrație scurtă, rapidă aici, dacă îmi permiteți. De exemplu, aici, să zicem, sunt la materia de structuri de date. Aici folosesc obiectele de învățare generative pentru traversarea de adâncime a unui graf. Și aici, după cum observați, am o întrebare, am o sarcină pentru student și am dat un graf pe care studentul trebuie să răspundă. Acum o să răspund aici. În momentul în care apelez aici, apăs butonul de evaluare, automat îmi apare secțiunea de feedback și mi se dă răspunsul studentului și de asemenea îi se propune și o notă. De data asta n-am răspuns, n-am primit o notă foarte mare. De asemenea, partea magică este că pot să rulez din nou acest exemplu și se schimbă graful. Da? Deci apăs din nou un fel de repeat și observați că obțin alt graf, răspund la această întrebare, din nou obțin o notă, iarăși primesc efectiv aici răspunsul corect și pur și simplu aici apar, să zicem, ar apărea și un fel de feedback, ce am greșit, ce n-am greșit. Acum voi încerca să copiez de aici ceva, să încerc un alt exemplu, să fac un răspuns mai lung, da, da, un răspuns mai lung și observăm aici că mi se face un fel de corecție, fiecare simbol de aici este verificat și practic mi se justifică de ce am primit această notă. Deci cumva se încerc aici prin această abordare să automatizez învățământul. Probabil s-ar putea implementa niște algoritmi de AI, de inteligență artificială, în viitor ca să obținem astfel de modele și, practic, să zicem, studentul poate să exerseze treaba asta în autobuz, în troleibuz, poate să exerseze unde vrea el, pe telefonul mobil și să învețe, de exemplu, să traverseze graful în adâncime. Deci cam aceasta este prezentarea mea. Dacă sunt întrebări, vă răspund și aici live și vă răspund și în Q&A-ul care tocmai s-a deschis și am văzut că este destul de, să zic eu așa, dinamic. Mulțumesc! Mulțumim mult de tot, Cipri. Într-adevăr, sunt deja întrebări și pentru tine în Q&A și am să iau pe cea care e destul de tehnică, să zicem așa. Ești întrebat câte template-uri ai avut și câte variante ai generat. Deci, template-urile, să zicem, eu pentru, să zicem, un examen folosesc, am acolo vreo 10 template-uri, să spunem, dar generarea lor se poate face la ordinul sutelor, deci cam la nivelul ăsta pot să lucrez. Acum, acest număr de template-uri depinde de domeniul fiecărei variabile. Fiecare simbol care apare acolo, el merge într-un anumit interval. Și atunci, în funcție de acele intervale multiplicate, efectiv, poate să-mi dea mie gradul în care aceste subiecte vor diferi și câte pot, să zicem, maximal să generez. Cam asta ar fi, să zicem, o soluție. Și mai mult, dacă, de exemplu, dorim să creștem dificultatea subiectelor, eu pur și simplu schimb un parametru. Nu-i dau un graf de 7 noduri, ci un graf de 9 noduri sau de 10 noduri, ci în momentul ăla subiectul, să zicem, crește în dificultate. Ai folosit acest model pe care l-ai arătat și în faza de autoevaluare, adică studentul să învețe înainte de un examen real cum să facă și care a fost feedback-ul studenților? Studenții, să zicem, au încercat, mă rog, prototipul este experimental, unora le-a plăcut, dar, mă rog, au mai venit și cu, să zicem, nemulțumiri, în sensul că n-au înțeles, de exemplu, cum se face notarea. Într-adevăr, e discutabil pentru că acolo, de exemplu, dacă răspunsul este, să zicem, o serie de linii de cod sau de, nu știu, de noduri de arbore, acolo trebuie să fim atenți în sensul că verificăm fiecare linie în parte sau verificăm nivel de caracter. Ei nu se legeau de unde vin acele notări. Într-adevăr, manera de notare e discutabilă și, să zicem, dar am propus un model ca să fie acolo ceva cât de cât, să zic eu, decent. Deci cam astea au fost. Legat de notare au fost discuții. Întotdeauna se poate îmbunătăți, iar, cum să zic, partea de notare e întotdeauna debatable, ca să folosim da, așa un termen cel mai simplu. Îți mulțumesc mult de tot, rămâi, mulțumesc vom eu. Discuta puțin mai încolo și despre perspective și mă bucur acum să mergem la Facultatea de Mecanică, la un cadru didactic care și-a câștigat, să zicem așa, un renume destul de mare în Universitatea Politehnică din Timișoara prin dinamismul pe care îl are la toate activitățile pe care le susține domnul profesor doctor inginer Mircea Vodă, iar el predă, ca să zicem așa, desen tehnic și grafică tehnică.
și geometrie descriptivă. Deci sunt materii la anul întâi, sunt materii destul de dificile, chiar și pentru cei care vin din liceele, să zicem, cu clase de matematică, fiindcă nu prea se fac în liceele din România, decât foarte puține dintre liceele tehnologice fac asemenea discipline. Și pentru un student din anul întâi, care nu a fost niciodată la Timișoara, să aibă parte de asemenea discipline, depinde de harul și de pregătirea cadrului didactic ca el să poată să le învețe și să le finalizeze. Domnule profesor Vodă, vă rog. Vă mulțumesc și vă spun din start că a fost o foarte mare provocare să trec pe învățământ online strict 100% această minunată materie de geometrie descriptivă și desen tehnic. Spun minunată pentru că o grămadă din mijloacele pe care le aplică colegii mei, specialiști, nouă ne lipsesc în ghilimele, și inclusiv pe partea de verificare, pe partea de lucrări de laborator, a fost o mare provocare să identificăm rapid mijloacele aferente pentru un proces de învățământ corect. Sigur că mi-am axat cât de cât structura prezentării pe componentele de interacțiune, infrastructură. Trebuie să mărturisesc, la fel ca antevorbitorii mei, pentru mine campusul virtual n-a fost o provocare. Nu pot decât să felicit, în schimb, colectivul de la Centrul de e-learning pentru rapida mobilitate de dezvoltare a facilităților de lucru în campus. Sigur că avem toate facilitățile pentru a crea o interfață grafică plăcută, inclusiv în partea de prezentare de curs. M-au făcut și antevorbitorii mei, ne particularizăm cât de cât disciplina ca să ne marcăm prezența în rândul studenților. O altă componentă de infrastructură era utilizarea Zoom-ului și sigur că în principiu ați spune că e foarte simplu, aveam Zoom, avem o videoconferință, a trebuit să ne adaptăm rapid la facilitățile oferite de Zoom. Și probabil că o să râdeți, disciplina grafică îi lămuresc că în anul întâi e foarte important să deseneze. Importanța deseneze, să deseneze cu mâna liberă, suntem în fază de schițare. Și atunci unul dintre mijloacele rapide pe care le-am utilizat pare amuzant, dar era foarte pragmatic, să vizualizăm în webcam lucrarea studentului și cu bara de unelte să-i arătăm în timp rapid ceea ce se întâmplă. O să-mi spuneți că unele structuri grafice au fost mai neclare sau am avut probleme, sigur că tot Zoom-ul ne ajută, se poate fotografia rapid cu telefonul mobil, trimite instantaneu fișierul, putem avea baza de discuții pe desenul respectiv în câmpul ecranului, sigur nu respectăm GDPR-ul, vede toată grupa, asta este. Pe partea de CAD, ușor mai simplu, TeamViewer-ul l-am înlocuit, nici nu trebuia să-l înlocuim cu zona de remote control, ceea ce era super simplu. Sigur că trebuia să dezvoltăm rapid niște sisteme de tutoriale și mijloace de lucru. Nu era prea generoasă oferta instituțională gata contrafăcută și atunci am avut nevoie, unu, să creăm aplicații interactive specifice geometriei descriptive. Sigur, unealta există, GeoGebra există de foarte multă vreme. Există aplicații în GeoGebra, dar trebuia să le particularizăm pentru studenți. Am avut probleme la partea de desenare pentru că, normal, începem procesul de desenare cu niște piese mici pe care le măsurăm. Am rezolvat-o cu documentație 3D, documente portabile, vizibile cu Acrobat Reader, fără niciun fel de problemă. Menționez și o să mai revin puțin, inclusiv GeoGebra, aplicațiile GeoGebra sunt portabile și sunt utilizabile pe telefonul mobil. Am utilizat procesul de predare pe tabletă grafică și sigur că m-am bucurat că domnul profesor Lascu zicea că este o metodă bună și apreciată de studenți. Nu aveam ce face, nu puteam să rog studentul să deseneze în clipa în care eu nu desenez, sau pentru care am realizat în mod direct, în rând cu studenții,
probleme de proiecții, probleme de desfășurat. Sigur că aș fi avut-o unealtă la dispoziție, tot gratuită și furnizată de Autodesk Sketchbook, n-aș fi fost fair play față de copiii pe care îi rugam să deseneze cu mâna liberă. Am avut probleme pentru că am primit învățăcei, copii care vin în anuntei, care se trezesc în mediul online și trebuie să le explici de ce e foarte important să învețe geometrie descriptivă. Geometria descriptivă e o geometrie proiectivă, dar trebuie să-i obișnuim cu spațiul de lucru, cu mediul de lucru, cu proiecții. Și atunci încep să mă joc la primul curs spunându-le că indiferent de domeniul în care lucrează, vor fi probabil utilizatori de roboți și că ar trebui să știe să stăpânească spațiul tridimensional. Sigur că mă joc și le spun că dacă nu stăpânim spațiul tridimensional, putem produce daune atât materiale cât și umane și vin rapid să mă plimb în spațiul tridimensional cu aplicația pe care ei o primesc, se pot juca oricând pe telefonul mobil, introduc și noțiunea de sisteme de proiecție, proiecție tridimensională. Pe partea de portabilitate, desene tehnice și o să revin după aceea la mijloace de lucru. A trebuit să înlocuiesc, vrând nevrând, obiectul fizic din sală pe care studentul trebuie să-l măsoare, cu ceva și cu ce putem să-l înlocuiesc decât cu modele virtuale. Acestea pot fi manipulate fără niciun fel de probleme de fiecare student, pot beneficia de secționare pentru punere în evidență a zonelor mai delicate, și au inclusiv posibilitatea înlocuirii șublerului cu un sistem de măsură. Nu am să dau decât un simplu exemplu. Studentul poate să măsoare valoarea respectivă și să o înregistreze. Mergem puțin mai departe, contextual, tot în această parte. Sigur că, evoluând în partea de argumentare de semn tehnic, trebuie să prezentăm gradual evoluția de repere și atunci putem să utilizăm fără niciun fel de dificultate modelele tridimensionale create, cu facilitatea de a le avea într-un sistem de ansamblu, cu posibilitatea de a activa, dezactiva elemente, de a retrage elemente. Le prezentăm contextual pornind de la ideea că avem o funcționalitate. Urmând ca ulterior să lucrăm pe repere. Sigur că mă duc pe necesitatea învățării principiilor de proiecție și a construcțiilor desfășuratelor corpurilor geometrice, cu exemple din practică un întreg sistem de fixare și sigur că mă joc în continuare cu elemente ale geometriei descriptive, vizualizare concretă, nume de plan, tip de plan, elemente inserate, proiecție, proiecție, necesitate, sistem de proiecție, reprezentare în sistem plan de proiecție și merg până la o jucărie de construcția desfășuratelor în care pot să variez dimensiuni,
O să arăt ce înseamnă impact pe un plan de secționare, rabatere plan de secționare și pot să construiesc desfășurată. Trebuie să merg în continuare să argumentez studentului de ce este necesară învățarea geometriei descriptive și atunci mă izbesc câteodată de remarca că domn profesor Ianos, putem să facem totul pe calculator. Una dintre aplicațiile efective ale rabaterii în geometria descriptivă, evident, pot să fac un calcul matematic, pot să pun figura de secțiune, pot să calculez un unghi de retragere pentru construcția unei piramide. Și sigur că încerc să sugerez ideea de utilizare a schițelor tehnice realizate cu mâna liberă de fiecare dată ca argument. Arăt un arbore de creație pentru o piesă simplă și o desenez cu mâna liberă, evident respectând câteva reguli de standardizare în reprezentare și evident respectând regulile de cotare. Vorbeau ante vorbitorii mei despre reacțiile studenților. Am încercat să manageriem la nivelul anilor întâi. Prin comunicarea cadrul didactic student, acordându-le un timp suficient de mare, răspunzându-le tuturor solicitărilor de pe campus și de pe mail, și ne-am străduit să stimulăm interactivitatea socioprofesională pe grupuri de studenți. O să mă întrebați ce înseamnă asta, încă din anul întâi, deși nu se numesc proiecte sau nu avem disciplină cu proiecte. Mircea, scuză-mă, nu te mai auzim bine. Așa, încearcă acum să vorbesc. Mulțumesc. Scuze, vă rog. Am inițiat proiecte atât pe partea de geometrie descriptivă cât și pe partea de cald. Cu conferirea unui aspect ludic am să vă explic rapid ce am făcut pe partea de proiect. Am rugat, după ce am terminat partea de reprezentare corpul geometrice, secționare corpul geometrice, să caute tema de proiectare, să caute fiecare student un ambalaj care se pretează la desfășurare, la încadrarea de reprezentare într-un format A3, atât cu partea de proiecție, cât și partea de desfășurată, deplasându-l într-un anumit sistem de coordonate. Și am rămas mirat de câte ambalaje mici se găsesc atât în domeniul farmaceutic cât și în domeniul cosmeticii și industriei alimentare. Un punctaj foarte clar, grupe de câte 3-4 studenți. Proiectele de geometrie, proiectele de grafică, tehnica stată de calculator, erau în continuare ludice. După o poză trebuiau să realizeze un ansamblu, respectând cât mai mult forme geometrice culoare, să abordeze partea de schițare, cu schițare a reperelor și cotare de asamblare. Ce am introdus aici pentru a-i cointeresa și colabora cu noi în mod foarte interactiv, un sistem de evaluare colectivă în cadrul unui de studiu, respectiv am furnizat fiecărui student criteriile de evaluare și au participat la susținere publică de proiecte. Cu aceste mici soluții am eliminat partea de suspiciune că cineva lucrează sau nu lucrează și trebuie să recunosc că studenții au fost suficient de obiectivi și au spus chiar că în cazul în care cineva din grup nu lucrează, doresc să nu îl menționeze în colectivul grupului respectiv. Câteva aspecte din partea de proiect, schiță, grup de proiectare, produs realizat. La partea de verificare a cunoștințelor, trebuie să recunosc că posibilitățile noastre au fost de o vigilență mai minimă. Sigur, am creat acele quiz-uri teoretice, dar prin specificul disciplinei nu exista timp de transmitere, timp limitat, modele diferite
pentru fiecare student din cadrul grupei trebuiau să realizeze schițe tehnice cotate. Am discutat puțin și pe partea de onestitate, evident, respectând GDPR-ul, am prezentat lucrări comparative, studenții se amuzau, spuneau, asta e a mea, eu am făcut-o, chiar recunoșteau cine de la cine a copiat. Cer scuze de emoțiile inerente, am făcut un bilanț, sigur că nu atât de evident ca cel al Oanei, din punctul meu de vedere, m-am uitat doar pe frecvență, îmi pare rău că n-am prezentat un grafic al rezultatelor profesionale. Din punct de vedere al prezenței, am constatat că am un confort în prezența la curs. Cei 16% absenți sunt evident studenții care nu au participat deloc la niciuna dintre formele de învățământ. Vă mulțumesc pentru atenție, nu înainte de a menționa că jucările de GeoGebra care au înglobată matematică destul de multă și chiar și proceduri imbricate, la spune obiecte predefinite, au fost rodul muncii unei colegi, aș menționa și numele, Mariana Ilie, care a dedicat foarte mult timp pentru a lucra pe ele. Și de asemenea, pot să vă spun cu mândrie că aceste aplicații de GeoGebra le-am și transferat ca tehnologie de predare la Universitatea din Brașov, la Facultatea de Design de Produs și Mediu. Vă mulțumesc pentru atenție și mă scuz încă o dată pentru emoțiile deosebite pe care le-am avut. Mulțumim mult de tot! Într-adevăr, foarte interesant și mi-a plăcut această colaborare între mai multe cadre didactice care au colaborat ca să poată să realizeze cât mai interesante și prezentări și exerciții și proiecte studenților. Ai spus că ai avut un proiect în care evaluarea a venit și din partea studenților, deci ceea ce se numește peer evaluation. Care a fost comentariul studenților la final? Li s-a părut mai bine așa, fiindcă ei, chiar dacă sunt studenți în anul întâi, deja au avut unul sau două proiecte, chiar în această primă sesiune din iarnă. Cum au comparat, poate cu alte examene, acest mod de evaluare? A dat un grad foarte mare de satisfacție și am constatat au avut un grad de obiectivitate similar cu cel al nostru al cadrelor didactice. Au notat cu foarte multă conștiincioasitate, cu foarte multă rigurozitate și au penalizat toate lipsurile din document și greșelile. Întotdeauna reușesc să le identifice fără niciun fel de probleme, nu? Deci s-au putut descurca cu soluții destul de repede pentru a putea... Bun. La nivel de bază, vorbim de anul întâi, vorbim de bază, m-am uitat cu admirație și o să-l rog pe colegul Chirilă să mă sprijine în sistemele de evaluare foarte evoluate pe care le folosește, dar la nivelul ăsta trebuie să recunosc că studenții au fost bucuroși, mulțumiți că pot să participe și să acorde notă. Da, cred că întotdeauna asta este o bucurie și o implicare și o motivare suplimentară a studenților, dacă pot să zic așa, tot din experiență știu acest lucru. Acum suntem cu toții din nou disponibili aici și a fost, să zicem așa, o mică discuție pe zona de Q&A și de chat, care cumva vi se referă la toți. Discuția a plecat dacă a considerat că un student nu poate să dobândească abilități și competențe reale, utile, să zicem, prin aceste laboratoare sau aceste activități virtuale. Și am să vă rog să, domnul profesor Lascu a și răspuns în scris, dar am să vă rog pe oricare dintre voi să dați un scurt răspuns la acest subiect. Dacă considerați că aceste competențe pe care studenții le obțin prin vizionare, prin lucru individual, prin lucru de acasă, nu pot să permită dobândirea abilităților și competențelor necesare ca ei să-și poată finaliza, să zicem, disciplina și cursul și, bineînțeles, să obțină o diplomă. Vom avea acum a doua serie de studenți care vor intra în licență și în disertație în mod online. Deci, cu siguranță, ne întoarcem până la finalul anului înapoi în clasă, ca să zicem așa. Cine mai dorește să răspundă? Mircea, vrei să, domnul profesor Vodă? Da, deci nu aș putea spune că
se compensează 100% întâlnirile face-to-face, dar, după cum ați văzut, ne-am străduit la nivelul nostru cu disciplină greu de predat și atras studenții să obținem rezultate și evident că suntem pe cale de a ne perfecționa metodele. Într-adevăr. Domnul profesor Chirilă? Da, eu vreau să intervin acum. Deci, eu m-aș uita la două lucruri. Unul la mână, m-aș uita să văd ce fac universitățile mari din lumea asta și ceea ce văd eu este că ele oferă cursuri online, tot felul de certificări și văd că lucrurile merg bine. Și, de asemenea, m-aș uita ce se întâmplă în industrie. Adică, absolventul nostru, după ce termină, ce se întâmplă cu el? Ce va face el? Păi la serviciu, ce va face el? Nu va ține ședințe online cu supervizorii de proiect din străinătate? Nu va colabora el tot online cu colegii lui pe proiect? Nu va participa el la training-uri specifice firmelor tot prin conferințe video? Deci, practic, în definitiv, acest mediu online prin care, zicem, noi facem învățământ, el se va continua, el va merge mai departe, deci nu se va opri aici. E adevărat că, să zicem, în zona software, noi suntem, să zicem, norocoși, pentru că software se poate scrie de oriunde, poți să scrii de acasă, poți scrii dintr-un laborator, poți scrii de la firmă, poți scrii de unde vrei. E adevărat că poate în zona, nu știu, echipamentelor, în zona de hardware, acolo, în zona mecanică, acolo probabil că ai nevoie să ai un robot acasă, nu o să-l ai pe ăla acasă. Se încearcă suplimentarea cu, să zicem, a unor simulatoare, emulatoare. Deci aici să zicem că, na, cumva lucrurile sunt mai deficitare. Dar în zona software să știți că se pare că stăm destul de bine. Deci nu avem, să zicem, așa mari minusuri, mari carențe ca și, să zicem, în alte domenii. Doamna Chirilă? Eu tot timpul am spus studenților că cel mai important lucru este să lucreze individual. Cel puțin pe partea de programare, o problemă o facem la laborator și încă 10 acasă ca să meargă treaba. Cât timp ei nu lucrează individual, treaba nu poate să meargă bine. Așa este și, de fapt, ai învățat să învețe singur și să învețe independent. E una dintre cele mai importante abilități pe care noi trebuie să îi forțăm, cum a zis și domnul profesor Vodă, să o dobândească cu siguranță, fiindcă așa vor învăța pe tot parcursul vieții. Domnul profesor Lascu, știu că ați răspuns în scris, dacă vreți să completați ceva. Da, este clar că sunt două lucruri diferite. Una e să pui mâna, mă asigur, colegii de la calculatoare au aici un mic avantaj, dar spun din punctul inginerului electronist hardware. E clar că dacă lucrezi cu un aparat, pui mâna pe oscilloscop, pe generator și pe celelalte, lucrurile acestea greu se pot compensa prin unelte din acestea online. Dar, pe de altă parte, așa cum scriam, contează cu ce rămâne studentul. Până la urmă, și ceea ce facem la laboratoare face-to-face, până la urmă se uită. Pentru un student care a fost interesat, așa cum spunea doamna profesoară Chirilă, și în sistemul acesta și-a făcut treaba, îi va fi foarte ușor să se adapteze într-o companie, va învăța foarte rapid echipamentele, el are baza teoretică, are și ceva cunoștință cum se simulează, cum funcționează și se va adapta foarte repede. Deci răspunsul este că la aceste vremuri trebuie să ne adaptăm și da, răspunsul este da, cumva trebuie să mergem cu studenții înainte pentru că generațiile nu pot sta pe loc, sigur. Da, bineînțeles și acest lucru doream foarte pe scurt să-l mai discutăm, fiindcă, uite, ne-am lungit puțin mai mult decât ne-am planificat. Aș vrea să vedem care credeți că va fi perspectiva. Să zicem, se închide pandemia, ne întoarcem înapoi în clasă. Toată lumea își dorește, s-au auzit foarte des în media și nu numai în media, și de la mulți dintre colegii noștri, că își doresc să revină la normalul dinainte. Cum credeți că va arăta normalul educațional și al cursului pe care îl predați post-pandemie? Cine vrea să înceapă? Bogdan, te rog, Cipri, hai, gata! Domn profesor Bun. Chirilă, vă rog! Da, da, mulțumesc! Deci, ideea este că lucrurile după, să zicem, intrarea la normal vor fi puțin diferite. Ne imaginăm și țineți minte că la început, înainte de pandemie, companiile aveau foarte mari rezerve în a lăsa angajații să lucreze acasă. Adevărat că înainte de pandemie deja începuse acest trend, în sensul că exista acel office hour sau, mă rog, home office, vreau să spunea home office, în care un angajat avea facilitatea să lucreze
una sau chiar două zile pe săptămână de acasă. Cumva, să zicem, managerii au mers mai cu grijă, au fost mai precauți și au mers în direcția aceasta. Mai departe, când a început pandemia, în momentul respectiv toate acele ore s-au făcut de acasă și managerii au observat că productivitatea, să zicem, chiar a crescut în unele cazuri. E adevărat că există o lipsă de comunicare, ceea ce, să zicem, programatorii discutau în pauza de țigară în 5 minute, 10 minute, astăzi ei trebuie să sune pe telefon și poate, să zicem, consumă puțin mai mult timp în această direcție de a comunica cu colegii lor. Ce se va întâmpla la clasă? Adică eu ce mă aștept sau ce cred eu că se va aștepta studentul de la noi este să mergem într-o variantă hibridă, în sensul că la cursuri eu văd perfect plauzibil să avem camere de luat vederi cu autofocus, astfel încât studentul să poată să fie prezent fizic și în sală, dascul se poată și mișca, se poată să și explice, dar în același timp să poată studentul să audieze acea prezentare și de la distanță sau chiar înregistrarea acesteia în alt moment de timp. Deci se poate cumva decupla în timp cele două momente, momentul predării cu momentul învățării, audierii. De asemenea, partea de laborator, acolo să zicem că n-aș fi așa de optimist, acolo să zicem că lucrurile ar trebui să fie față în față, deci ăla este un lucru care ne diferențiază pe noi ca și ingineri. Evident, în funcție specificul laboratorului, s-ar putea ca unele laboratoare să permită, să zicem, și încărcarea de teme rezolvate în variantă online, în care, să zicem, fiecare student are proiectul lui și el își încarcă respectivul proiect, evident, cu susținerea la final. Examinările, clar, vor trebui să fie față în față, deci aici cred că foarte mulți colegi de-ai mei vor fi, să zicem, în asentimentul meu, dar totodată pot să spun că din această experiență cu pandemia, examinarea online orală funcționează, deci partea aceasta ar putea să rămână. Deci cam acestea, să zicem, ar fi, să zicem, unele lucruri pozitive de care studenții noștri ar putea să beneficieze în urma acestei experiențe cu pandemia. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, într-adevăr, foarte bune punctele de vedere. Domnule profesor Voda. În siguranță că o parte din ceea ce voiam să spun rapid cu mâna ridicată, n-am să renunț după reluarea activității face-to-face la toate mijloacele pe care le-am generat, mai mult sau mai puțin fortuit, pot să menționez că le-am făcut deliberat, deci acele modele tridimensionale, portabile, sigur că nu avem așa de multe piese, n-am cumpărat atâta șurubăraie și plăcuțe și am folosit această activitate de lucru cu modele tridimensionale cu studenții. Probabil că partea de îndrumare este mai pragmatică pe laboratorul face-to-face. Pe partea de predare, incontestabil, este super în regulă un model hibrid, iar pe partea de verificare, sigur, poate să mergem preferențial cu examenele în față. De asemenea, exact cum spunea colegul meu Chirila, cu webcam-uri pornite sau o cu varianta de subiecte foarte clare în timp limitat și nu mă refer neapărat la chestionare, nu sunt probleme. Am putea să folosim exact acest lucru pentru studenții care de obicei erau absenți din motive medicale, aveau probleme familiare, să le creăm în continuare accesul la învățământul nostru, chiar și din locurile în care sunt deplasat. Da, într-adevăr, va putea să permită accesibilitatea mai mare la sistemul educațional și incluziunea tuturor, pentru că știm cu toții că multe locații din clădirile noastre, fiindcă sunt clădiri vechi, de 100 de ani, unele și mai vechi, e foarte greu să poți să faci accesibilitate maximă la toate activitățile și poate să fie o soluție. Domnule profesor Lascu. Da, sunt absolut de acord cu ce au spus colegii mei. Cu siguranță ar fi un mare păcat să pierdem din ceea ce am învățat în acest an. Și cred că blended learning va fi cuvântul la ordine în ceea ce va fi în viitor. De asemenea, aș remarca un lucru. Am putut compara generațiile de studenți, deci am început în martie, acum seria următoare din martie. Mi s-au părut mult mai maturi. Deci trebuie să ne așteptăm la un proces de maturizare accelerată în aceste condiții a generațiilor care vin.
nu știu dacă e bine sau este rău. Ciprian a vorbit despre examene, a spus că examenele, sigur, vor trebui să se dea în săli. Ne lipsește tuturor comunicarea, să subindem reacțiile studenților, tânjim după lucru față în față. Este adevărat. Eu aș da timpul puțin mai înainte și am să fac un share screen, dacă îmi permiteți, spre ceea ce mă gândesc că ar putea să fie undeva, poate nu acum, într-un viitor mai îndepărtat. Și ceea ce arăt aici este cum se dă examen în Colorado. Ca și la noi, este un open book exam în care subiectele sunt înmânate pe 3 mai 2019, iar studenții trebuie să le aducă pe 9 mai 2019 și strecoară aici o frază: "You may refer to any material you wish, but you're on your honor not to consult with the other people." Deci un examen care studentul vine, primește astăzi subiectele, peste o săptămână le aduce. Poate că peste ceva timp vom ajunge și noi să dăm așa, îmi doresc să dăm și așa, dar sigur, aș vrea totuși să fim față în față. Mulțumesc! Da, și eu chiar cred că vom putea da, eu recunosc că și se știe acest lucru, că nu sunt un fan al testelor grilă, le consider valide doar acolo unde este foarte importantă recunoașterea unor elemente foarte exacte și foarte precise. Eu întotdeauna am spus că ca și inginer, sau cel puțin eu am fost învățat așa ca și inginer, am avut norocul unor profesori deosebiți, trebuie să înveți să gândești și să știi unde să găsești soluția în carte, într-un articol sau oriunde altundeva. Dacă n-ai învățat să gândești și cum trebuie să găsești soluția, nu ești un inginer, fiindcă un inginer este un creativ în special. Doamna profesor Chirilă, fiindcă mai ales sunteți atât de implicată în campusul virtual, cum vedeți și cum credeți că veți rezista pe viitor? În momentul de față, campusul chiar funcționează foarte bine. Faptul că am reușit să introducem foarte multe elemente de care aveam nevoie, cum ar fi mărcile studenților, ca să putem să îi găsim mai ușor, faptul că putem să introducem mai ușor restanțele. Eu zic că partea de campus va rămâne, cel puțin la partea de adăugare de materiale de curs, partea de teme care se pot verifica, pot să rămână acolo, partea de notare, având în vedere că fiecare student își vede propriile note. Zic că partea asta chiar e utilă și aș zice că rămâne. Într-adevăr, partea de curs iar aș merge pe ideea să fie ceva mixt între față în față și online, în funcție de numărul de grupe sau în funcție de dorințele studenților. Iar partea de laborator, într-adevăr, e necesar să fie față în față, ca să poți să vezi cum lucrează studenții, să vezi ce înțeleg, ce pot ei să facă, fiecare linie de cod pe care o scriu, să vezi că o scriu ei și că o înțeleg și că funcționează corect. Într-adevăr, un model blended learning care să sperăm că va rezista și care ne va aduce beneficii și beneficii tuturor, pentru că nu trebuie să uităm că acești studenți, de fapt, vor trebui să învețe după absolvire pe toată durata vieții și nu mai este doar o butadă, așa că chiar trebuie să învețe și de cele mai multe ori nu neapărat, zicem, în niște sesiuni de cursuri, de training impuse de companii sau așa, ci și din propria dorință de a învăța sau de a putea găsi soluții la problemele cu care se vor ivi în viața de zi cu zi în interiorul unei companii, sau să sperăm că vor putea să-și găsească și să-și pornească cât mai multe afaceri și soluții tehnice singuri, individuali. Și atunci cu atât mai mult trebuie să fie independent și să poată să fie cât mai autodeterminat în a învăța și a putea învăța. Și a învăța online este modalitatea care s-ar putea să le fie cea mai la îndemână și cea mai ieftină, bineînțeles, tuturor, să zicem. Fiindcă nu vor putea să meargă să vadă cum lucrează un profesor în Statele Unite sau în Germania sau în Elveția sau cum face o companie proiectarea unui sistem, nu știu, hidraulic într-o altă țară. Va fi mult mai comod poate să încerce să vadă sesiunile de training pe care le oferă online. Vă mulțumesc foarte mult, sunt, pot să spun, de-a binelea impresionată și așa un pic mândră, dacă pot să zic așa, de profesorii din Universitatea Politehnică din Timișoara. Știam câte ceva despre ce lucrați și să știți că
acum mie mi s-a spus de fiecare când i-am invitat să participe la acest webinar că ei nu cred că sunt cei mai indicați, fiindcă nu sunt ei cei mai buni care fac acest lucru, că au colegi care fac lucrurile mult mai interesante, predau în sisteme foarte high-tech de predare, cu camere multiple, cu sisteme dezvoltate. Alții și-au dezvoltat, și-au cumpărat activități pe platforme, pe software și tot. Și eu le-am spus, exact, ăsta e modelul cel mai bun, fiindcă nu toți pot să facă, cum zicem noi, avioane. Noi trebuie să putem să învățăm să lucrăm cu toții într-un regim normal. Și domnul profesor Lasco a menționat ceea ce ne zicem așa într-un limbaj de specialitate, plutonul, plutonul studenților, nu vârfurile. Fiindcă eu cred cu tărie că vârfurile ne determină creativitatea și progresul, dar plutonul dau valoare vieții de fiecare zi. Și noi trebuie să ne îngrijim că așa acest pluton să fie cât mai bun, cât mai performant, încât să putem să avem o industrie cât mai dezvoltată și cât mai performantă, fie că este la modul general vorbind aici de industrie și de societate economică. Vă mulțumesc! Săptămâna viitoare alte trei facultăți, alte trei cadre didactice din trei facultăți ale Politehnicii cu soluții și mai diferite vor veni și vor prezenta și după aceea vor veni și studenții, să vedem și studenții cum vor învăța. Întotdeauna aceste webinari împreună online se termină cu un cuvânt. Și acest un cuvânt este un cuvânt pe care fiecare dintre invitați trebuie să îl spună și care să reprezinte ceea ce își dorește sau ceea ce crede sau vede pentru viitor. Deci, într-un singur cuvânt, ce vedeți și ce credeți pentru viitor? Cine începe? Oana? Speranță. Speranță. Mircea? Progres. Progres. Cipri? Automatizare. Dan? Echilibru. Deci iată că cu speranță sperăm că vom avea un progres cât mai automatizat, dar și cu foarte mult echilibru și vom reuși să fim în continuare împreună și să ne și vedem și să ne bucurăm. Vă mulțumesc mult de tot! Săptămâna viitoare un alt webinar împreună online dedicat experienței universităților. Vă reamintesc celor care ne urmăriți că Universitatea Politehnică din Timișoara în fiecare sâmbătă de la ora 10 desfășoară un seminar, un curs online care este dedicat elevilor de liceu, de colecții de matematică, dar și cu prezentarea făcute de ligi, de cadre didactice, a activităților din Universitatea Politehnică din Timișoara, sub genericul UPT Te Conectează. Vă invităm să le urmăriți, vor fi foarte multe activități care sunt dedicate, s-au lansat concursurile pentru elevi, s-au lansat concursurile studențești în această perioadă și să sperăm că din ce în ce mai mult ne vom revigora în a desfășura activități în care să fim cât mai mult împreună. Vă mulțumesc tuturor, o seară frumoasă! Să rămână, mulțumim și noi!